să încep, aș vrea să-l felicit pe Ionuț, care a reușit să formeze acest grup de FP și să-l felicit pentru tot efortul lui. Și mă bucur foarte mult că fac parte din acest grup. Haideți să încep. Acum, bănuiesc că ați văzut titlul, poate ați citit și micul abstract, dar haideți să vă motivez să dau... Mă? Nu. Nici pe la tehnic, nici trebuie să rezolv. Ok, să vă spun un pic motivația mea pentru această prezentare și de ce m-a fascinat acest domeniu. Cu ceva vreme în urmă am ascultat un TED al unui profesor de la Oslo pe care vi recomand, un TED în care mesajul lui ar fi următorul, că a înțelege ceva cu adevărat înseamnă să poți să schimbi perspectiva din care te uiți la acel ceva și să poți să-l privești din diferite unghi. Și practic asta o să încercăm să facem în această prezentare. Aș vrea să luăm același concept și să-l plimbăm sau să ne uităm la el din trei perspective diferite. Să ne uităm întâi în teoria tipurilor, apoi în logică și apoi, la final, în teoria categoriilor. Acum, ca așa ce așteptări să aveți, nu o să intru în detalii niciunul din aceste domenii, adică nu o să dau foarte, foarte multe detalii, o să încerc să rămânem la nivel de idee, dar poate, din cauza că cum a zis și Vlad, eu fac cercetare în logică și acesta este domeniul meu de suflet, s-ar putea involuntar să dau un pic mai multe detalii pe partea de logică, o să încerc să mă abțin și să fie echitat dintre toate cele trei domenii. Bun. Și haideți să începem cu, m-am gândit un pic ce ordine să structurez lucrurile și haideți să începem cu ce e probabil cel mai familiar în această încăpere, haideți să începem cu puțină teoria tipurilor și haideți să începem cu un mic program în Haskell în care aș vrea să definesc o structură de date pentru, în care aș putea să codific, de exemplu, puncte în planul 2-dimensional. Deci am o structură de date într-un point în care am 2 întregi care ar reprezenta cele două coordonate X și Y. De exemplu, pot să-mi definesc această funcție makePoint, care mi-a 2 întregi și îmi dă un point. Pot să am getX și getY, o funcție care mi-a un point și îmi dă cât un întreg, respectiv pot să recuperez coordonata XY și aici ce am încercat să fac, putem să luăm un exemplu de astfel de punct și aș lua origine. Bun. Și probabil că cu această metodă de a defini această structură de date și operațiile pe ea, sunteți obișnuiți. Dar ce aș vrea să facem acum? Aș vrea să schimbăm un pic perspectiva în care ne uităm la acest obiect și aș vrea să introducem, să ne uităm, de exemplu, la zona aceasta în care am definit un punct. Hai să ne uităm ceva de forma aceasta. O să tot vedeți reguli de forma aceasta pe care aș vrea să le gândiți în felul următor. Partea de sus ar fi niște assumptions, niște presupuneri și partea de jos ar fi o concluzie. Și gândiți-vă, bun, dacă se întâmplă asta, o să ajungem la ce avem sub plic. Bun, și aici ce aș vrea să fac în momentul în care vreau să, când definesc acest makePoint? Păi, dacă voi îmi dați câte un X și un Y, câte un întreg, eu pot să vă returnez ceva de tip point, vă returnez un termen de tipul point, numit makePoint de X și Y. Acum, pentru cealaltă parte, în care am un getX, dacă voi îmi dați un P de tip point, eu pot să vă dau un termen de tip int, numit getXDP. Și ceva similar pentru cealaltă proiecție. Da. Cumva, dacă vă gândiți, prima regulă ar fi o regulă de introducere. Introduc ceva de tip point, iar celelalte două reguli sunt reguli de eliminare. Elimin ceva de tip point și introduc un întreg în schimbul lui. Da? Am omis să spun la început, dacă aveți întrebări sau undeva ceva nu e clar sau spun ceva nu foarte, ceva mai confuz, așa vă rog să mă întrebați, trebuie să-mi puneți întrebări și într-o prezentare. Bun, deci am o regulă de introducere și două reguli de eliminare. Și evident o să
a fost doar un exemplu dummy și puteam să extindem partea asta, nu vreau neapărat să am doar întregi aici, aș putea să iau două tipuri diferite, A și B, și morala ar fi aceasta. Dacă îmi dați un termen de tip A, un termen de tip B, printr-o introducere pot să vă dau o pereche de tip AB și în felul acesta introduc tipul produs. Da? Și similar, dacă îmi dați un termen de tip produs AB, prin proiecția first, eu pot să vă dau un termen de tip A sau prin second pot să vă dau un termen de tip B. Da? Și acestea ar fi regulile de eliminare. Ok, până aici? Bun. Hai să uităm la un alt exemplu. Hai să mă presupun că vreau să definesc o funcție. De forma aceasta îi pun și un nume, îi pun numele f, mă interesează doar că ia un întreg și îmi dă un întreg. Și funcția spune, bun, îmi dai un x și printr-un procedeu cumva magic, în cazul acesta destul de simplu, ajung să-ți dau un x ori 3, care e tot un întreg. Da? Și aș putea să gândesc ce fac aici când scriu acest cod. Practic, eu introduc o funcție și asta o să fie notația pe care o să tot folosesc, pe care a trebuit gândită așa. Dacă am un x de tip int și ce pun între paranteze drepte este o presupunere, deci presupun un x de tip int și printr-un procedeu cumva, asta ar reprezenta cele trei puncte, ajung la un alt termen, în cazul nostru x ori 3, atunci și eu am făcut treaba asta pentru orice x ajung la acest termen, atunci pot să spun că introduc o funcție care mi-a un int și îmi dă un int, funcție pe care o notez așa, lambda x, x ori 3. Da? Și acum, invers, asta ar fi fost regula de introducere, pentru regula de eliminare, ok, pentru f-ul ăsta de aici, dacă îmi dai un 5, eu pot să-mi construiesc termenul f5, care, ok, o să fie un întreg, o să fie un termen de tip int. Da, deci, practic, îmi dai o funcție de la int la int, îmi dai un int și îți dau un alt int. Okay? Și, evident, cum am spus, o parte de introducere, o parte de eliminare. De ce să rămânem cramponați în int? Evident, pot să generalizez ce am făcut în acest exemplu simplu, spunând că, bun, dacă îmi dai un termen x de tip A, ca presupunere, și printr-un mecanism care nu mă interesează, ajungi la un termen B, de tip B, termen care poate să conțină o apariție a lui X, sau mai multe apariții, sau nicio apariție a lui X, da? Dar cumva reușesc să construiesc pentru un anumit X ales, ajung să construiesc un termen B, atunci înseamnă că pot să-ți definesc o funcție care îmi duce ceva din A în ceva din B și pe care o notez lambda X.B. Și similar ce am făcut pentru eliminare, dacă îmi dai o funcție de la A la B și îmi dai un X de tip A, ok, eu pot să-ți aplic funcția peste acel termen și să-ți dau un termen fx de tip b. Și dacă sunteți obișnuiți cu noțiunile din type theory, ăsta ar fi abstraction și ăsta ar fi application. Da. Și dacă punem cap la cap ce am văzut până acum, ok, avem trei reguli pentru tipul produs și două reguli pentru tipul funcție. Și ăsta ar fi un mini type lambda calculus. Și de, mă rog, ca să avem să încerc să fac o prezentare cât mai simplă, am ales să mă uit doar la aceste două tipuri, la produs și funcție. Nu mă uit și la sumă sau alte tipuri. Dar de momentan o să vedeți doar produs și implicat și funcție, dar o să revin și ce se întâmplă cu celelalte exemple. Da. Produs înseamnă, de fapt, o punere, așa, o conglomerare a două tipuri. Nu, este. E chiar produs. E agregare. Agregare într-un sens metafizic, așa. Pointul ăla de două tipuri. Produs cartezian. E produs cartezian. Cartezian. Da, exemplu fizic era acel punct care, deci luai doi întregi, da, sau două elemente, obiecte de tip întreg și obțineai un obiect de tip punct care era e o pereche. În minte deci e perecherea, practic. Da, e produs cartezian. Produs cartezian. Da, e produs. Dar în termen tehnic, n-am înțeles. Dar în teoria tipurilor există tipul produs care din două produse diferite îți dă un alt
tip care se numește tip produs, care îți ia o parte dintr-un și o parte din celălalt. Nu e produs, nu e înmulțire. A, nu e 2 ori 3. Da, sau produs, produs cartezian. E produs cartezian. Da, da. Dacă toate perechile posibile. Da, da. Dacă tocmai asta fac aici, dacă îmi dați, eu combin orice din stânga cu orice din dreapta. Orice aici, la tocmai asta, e o observație bună, pentru introducere, eu pot aici să iau orice combinație, orice de tip A, orice de tip B și obțin ceva de tip A ori B. Ok? Și aici scot. Dacă aveam produs, iau prima componentă sau a doua componentă. Asta ar fi eliminare. Ok? Bun. Dar mai să ne mutăm unde mă simt eu mai confortabil. Hai să ne mutăm în logică. Da? În logică, cumva, lumea sau și ce facem, luăm diferite afirmații sau concepte și încercăm să le formalizăm. De exemplu, pot să iau o afirmație de formă asta, că dacă afară este întuneric și dacă zbor și dacă porcii zboară, atunci afară este întuneric. Și cum lucrăm în logică? Păi punem niște etichete pentru anumite entități. De exemplu, pot să denumesc, dacă afară este întuneric, să zic că ăsta ar fi un atom A și dacă porcii zboară, ăsta ar fi un atom B. Și atunci, practic, afirmația asta de aici, formalizată, ca să scăpăm de toți, toate floricelele din jur, ar însemna A implică B implică A. Da? Dacă afară e întuneric și dacă porcii zboară, atunci obțin A. Și cumva am observat că lumea când se gândește la logică, bun, ce putem să facem în primul rând în logică, pot să mă întreb dacă e adevărată sau falsă afirmația făcută. Da? Și cumva am observat că lumea când se gândește la logică, se gândește la tabele de adevăr. Cumva observ că se multă lume să face analogia aceasta. Și atunci ce poți să faci? Poți să faci un tabel în care te uiți la fiecare atom sau entitate care apare în formulă, de exemplu la A și la B, și să iei toate combinațiile. Bun, și să presupui că afară nu este întuneric și că porcii nu zboară, și atunci știind că falsul implică orice lucru pe care cumva le deprindem de-a lungul anilor, obținem că formula aceasta, în acest caz, este adevărat. Și dacă aveți răbdare să faceți și celelalte calcule, o să vedeți că orice valoare de adevăr ar lua A sau B, formula aceasta, A implică B implică A, este tot timpul adevărat. Bun, și de fapt, în logică, noi nu prea lucrăm cu true și fals, ne plac lucrurile destul de abstract, lucrăm cu 0 și 1 și faci combinația aceasta. Da? Și practic, ce am făcut aici, asta se numește semantică într-o logică și pot să definez, de exemplu, să presupun că într-o formulă sau într-o propoziție mi apar mai mulți atomi, nu doar doi, ca în cazul precedent, și eu pot să spun despre fiecare dacă e adevărat sau fals, da? Dacă e valoarea 0 sau 1, deci să definesc o evaluare, mi-o definesc eu, da? Adevărat sau fals, și după aia de la aceste cărămizi, cum am făcut și exemplul precedent, de la aceste cărămizi pot să propag informația asta, dacă atom este adevărat sau fals, să o propag mai departe la întreaga formulă și să-i calculez valoarea de adevăr, adică să spun dacă e adevărată sau fals, făcând ceva similar cu ce am făcut pe slide-ul precedent. Și, mă rog, dacă ajung la concluzia că oricum aș fi luat atomii, formula respectivă este adevărată totdeauna, asta se mai numește și tautologie. Astea sunt chestii, mă rog. Dar de ce am pus slide-ul acesta? Vlad mi-a zis, băi, da, poate n-ar trebui să pui slide-ul acesta. Eu l-am pus pentru că aș vrea să insist pe faptul că în momentul în care studiezi un sistem logic, chiar dacă ai în minte intuiția asta că lucrurile sunt adevărate și false și așa mai departe, tu poți să te uiți la un sistem logic și dintr-o altă perspectivă. Și anume într-o perspectivă sintactică, în care nu mă mai interesează dacă ceva e adevărat sau fals, ci mă interesează cum aș putea să manipulez simbolurile care apar într-o formulă, fără să știu că implicația e implicație, fără să știu că negația e negație, cum pot să le manipulez astfel încât să ajung să demonstrez ceva. Și îmi mut problema de la valoare de adevăr la demonstrabilitate, dacă pot să demonstrez ceva. Și repet, procedeile acestea sintactice
sunt doar algoritmi sau un plan de bătaie, cum să, ce să faci în momentul în care vezi un anumit conector într-o formulă. Și există mai multe tipuri de sisteme sintactice pentru logici, unele mai prietenoase decât altele. Una care se numește, și una care este ușoară, se numește chiar dedukcie naturală, și despre asta o să vorbesc, dar să insist un pic pe faptul acesta că ai o logică care se comportă bine, să spun așa, în momentul în care reușești să demonstrezi că ce poți să faci din acest procedeu sintactic în care doar manipulezi simboluri fără să știi nimic despre ele, coincide cu ce puteai să faci cu tabele de adevăr, coincide cu ce înseamnă că fals implică orice și așa mai departe. Și asta, în termen tehnic, se numește teorema de completitudine. Și, cum spuneam mai devreme, un sistem sintactic natural, sau poate cel mai ușor sistem sintactic, este cel de dedukcie naturală, care prima oară a fost introdus de Gensel prin anii 30, în care se introduc reguli pentru conector, cum spuneam, asta vreau să pot să fac, de forma, ei vin în pereche, reguli de introducere și reguli de eliminare, și toate regulile sunt de forma asta, am niște presupune și trag o concluzie. Da? Și, de exemplu, hai să ne uităm la regulile pentru și. Probabil că ați observat că am notat implicația cu acest simbol de incluziune în oglindă. Și-ul o să-l notez cu coanță. Bun, deci regula pentru și regula de introducere spune așa. Dacă tu reușești să demonstrezi A și reușești să demonstrezi B, atunci o să reușești să demonstrezi A și B. Sau regula asta te lasă să demonstrezi A și B, îți permite să demonstrezi A și B. Dacă reușești să demonstrezi un A și un B, aceste două reguli mă lasă să demonstrez A și cealaltă mă lasă să demonstrez B. Pentru implicație, din nou, cum am spus, avem o regulă de introducere și una de eliminare. Pentru implicație, presupun, din nou, am aceeași notație cu paranteze drepte, care îmi spune că, ok, asta e o presupunere. În ipoteza că știu pe A, dacă printr-un procedeu magic, nu știu, nu mă interesează ce fac aici, reușesc să ajung să demonstrez B, atunci regula asta îmi permite să demonstrez A implică B. Și asta e regula de introducere a implicației. Și asta e regula, poate ați auzit, e regula modus ponens, care spune că dacă știu A implică B și îl știu și pe A, atunci îl știu și pe B. Deci dacă eu am reușit a priori să demonstrez A implică B și reușesc să-l demonstrez și pe A, atunci reușesc să-l demonstrez pe B. Dar vă arat un pic asta. Bun, dacă punem, hai să punem cap la cap ce am avut în type theory, ce avem acum în logică. Cumva am încercat să păstrez special acest cod mascat de culori. Și dacă observați, acestea erau regulile de introducere pentru produs, respectiv și, acestea sunt regulile de introducere pentru funcție, respectiv implicație. Și observați că propozițiile din logică corespund tipurilor din type theory. Și de aici poate ați văzut sloganul acesta, că și un paper foarte cunoscut, că propositions are types. Dar hai să ne uităm un pic mai departe ce înseamnă chestia asta. Deci, momentan, observăm doar că, mă rog, ce aveam aici ca propoziții apar ca tipuri aici. Da? Dar hai să ne uităm un pic mai în esență ce se întâmplă aici. Hai să luăm doar cazul de introducere al și sau al produsului. Eu, în logică, aici am spus că dacă reușesc să-l demonstrez pe A și dacă reușesc să-l demonstrez pe B, atunci reușesc să demonstrez A și B. Când v-am arătat regula pentru introducerea produsului, spuneam așa, dacă reușiți să-mi dați un termen de tip A și dacă reușiți să-mi dați un termen de tip B, atunci eu pot să vă dau un termen de tip produs, A ori B. Și atunci, faptul că eu, în logică, pot să demonstrez o formulă, o propoziție A, deci faptul că pot să demonstrez, să ajung să știu că, mă, să-i văd o demonstrație,
în teoria tipurilor, înseamnă că tipul respectiv, tipul corespunzător acestei propoziții, este populat. În sensul că reușesc să găsesc un termen de tipul respectiv. Da? Și de asta poate o să începe să vedeți niște analogii acum. De exemplu, tipul void, da? Care nu are niciun, n-o să am niciun element de tip void, o să corespundă falsului din logică. Pentru că nu o să pot să demonstrez fals. Cel puțin nu într-o logică constructivistă, dar revin la partea asta. Și de aici ar fi sloganul că faptul că ai un termen, faptul că ai un termen de tip A, înseamnă că A poate să fie demonstrat. Sau mai mult, hai să ne uităm, hai să facem un mic exercițiu. Hai să uităm acest tip funcție în teoria tipurilor. Ok, ce părere aveți? Tipul acesta e, are un locuitor sau nu? Puteți să-mi dați un termen care are acest tip, un termen de care știu sigur că există. Ok, foarte bine. Identitatea, da? Deci pot să iau funcția identitate care pentru orice tip A mi-l dă, mi-l returnează pe el. Asta înseamnă că... Da? Când spui un termen, ăsta ar fi cam singurul termen. Singurul termen de care știu sigur că există, da. 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 Pentru orice, orice tip A aș avea acolo. Da. E foarte bună intenție. Dar asta ce înseamnă? În cauza că am găsit acest termen de tip funcție de la A la A, înseamnă că eu în logică știu că o să pot să demonstrez A implică A. De acord? Că asta am zis. Faptul că un termen, un tip, pardon, un tip are, că există un termen de un anumit tip, și asta înseamnă că tipul este populat, asta în logică îmi corespunde cu faptul că eu o să pot să demonstrez tipul respectiv văzut ca propoziție. Deci eu pot să dau o demonstrație în logică pentru a implică A, folosind doar regulile de deducție naturală. Ok, și cum am zis, dacă eu vreau să demonstrez o implicație, evident trebuie să folosesc regula de introducere a implicației. D'acord? Și dacă vă aduceți aminte, trebuia să presupun un A și să ajung să reușesc să arăt un B. Păi și atunci îl presupun pe A, că eu trebuie să ajung să... Așa, și evident dacă l-am presupus pe A, îl am și pe A. Și atunci foarte simplu pot să demonstrez A implică A. Hai să mai luăm un exemplu. Hai să vedem dacă acest tip A implică B implică A este populat. Practic vreau să definesc o funcție, da? Care îmi dă o funcție, care îmi dă un A înapoi. Aș putea să iau o funcție aceasta, da? Pentru orice X și pentru orice Y îmi dă X-ul înapoi. Da? Asta o să-mi returneze ceva de tip. Bun, deci știu că termenul, am un termen de acest tip, deci asta înseamnă că în logică eu să pot să demonstrez această formulă, da, formula aceasta. Păi bun, și hai să facem din nou demonstrația, din cauza că avem o implicație, cum am zis, trebuie să presupun A ca ipoteză și vreau să ajung să arăt ce am în dreapta implicație, în cazul acesta B implică A. Bun. Aici din nou aș vrea să ajung să demonstrez această implicație, văd o implicație, atunci o să vreau să folosesc aceeași regulă, presupun pe B ca ipoteză și vreau să obțin A ca să reușesc să termin demonstrația, dar evident îl știam pe A de aici și asta ar fi o demonstrație. Și asta ar fi un argument pentru, poate ați văzut și acest slogan, că proof sometimes. Deci orice termen dau eu aici, de un anumit tip, este de fapt, oricărui termen de acolo, sau dacă pot să-i dau un termen pentru un anumit tip, asta îi corespunde o demonstrație în logică. Da? Frumusețea e și invers. Pentru mine partea asta e mai confortabilă decât partea de acolo. Și știu foarte multe formule care se pot demonstra în logica, în logica proporțională. Și clar că asta e, acestui fapt îi corespunde, dau ceva înapoi în teoria tipului. Pe bun, și hai să punem să facem un pic recapitulare înainte să mergem mai departe. Deci ce am reușit să arătăm? O să construiesc în prezentarea aceasta, o să tot populez, o să măresc acest tabel. Da? Și momentan avem doar două coloane cu teoria tipurilor și logică și am văzut că tipurile corespund propozițiilor sau formulelor din logică. Termenii de un anumit tip înseamnă demonstrații pentru anumite propoziții și faptul că un anumit tip, că există un termen de un anumit tip, înseamnă că propoziția respectivă
are o demonstrație. Da. Întrebare legată de slide-ul de a doua linie de aici. Se poate, dat fiind un termen, să construiesc demonstrația corespunzătoare și invers, dat fiind o demonstrație, să extrag termenul corespunzător? Păi, în cop poți să faci asta, de exemplu. Ceva similar se întâmplă și acolo. Și bine, mie, adică chestia asta cu lambda x punct x, seamănă e aceeași chestie. Sau ce fac aici, îl presupun pe x, îl presupun pe y și îți dau pe înapoi. De fapt, e cel mai bun exemplu. Acolo chiar scriu un termen ca da, și în general, teoretic, adică se poate, în teoria picurilor și logică. Deci, la modul efectiv teoretic, fără niciun limbaj atât de mare, poți identifica de fapt mai mulți termeni care să corespundă aceleași demonstrații. Nu, dar poți să extragi, știi, demonstrația? Da, da, sigur. Bun. Deci, astea sunt cele trei linii pe care le-am văzut. Și, ce am văzut până acum, am văzut că pentru tipul produs avem în logică conjuncția sau șiul, pentru tipul funcție avem și implicația, avem implicația și puteți să duceți mai departe această analogie, dar v-am spus, am vrut să țin prezentarea la minim, așa cu informații. Pentru tipul sumă, corespondentul logică este disjuncția sau saul. Tipul void, am menționat mai devreme, tipul care nu are niciun termen, tipul respectiv, corespunde falsului. Și tipul unit, care e un singleton, corespunde adevărului. Și asta este așa, corespondența Curry-Howard în cea mai simplă versiune. Dar aș vrea să, mai ales că sunt în partea de logică, aș vrea să intru, să clarific un pic lucrurile, să nu să fie tot ca la carte. Practic, v-am arătat aceste reguli pentru și implicație, la care pot să mai adaug, nu trebuie să citiți neapărat, nu e important, doar vreau, aici e doar la nivel de idee din spate, pot să adaug niște reguli pentru introducerea și eliminarea saului, pot să adaug această regulă care spune că dacă eu ajung să demonstrez fals, atunci ajung să demonstrez orice, și pot să adaug această regulă de reducere la absurd, care spune că din nod mutat de după. Și acest sistem este un sistem de deducție natural pentru logica propozițională, care este un sistem complet față de semantica pe care am văzut-o cu 0 și 1, cu tabele de adevăr. Deci, practic, morala este că ce pot să fac cu aceste reguli, pot să fac cu tabele de adevăr, adevărat, fals și așa mai departe. Da? Sunt echivalente. Bun. Și partea frumoasă este că dacă scot doar această regulă, pe care am făcut aproape ca un parazit, dacă scot această regulă, obțin un sistem de deducție pentru logica intuiționistă. Da? Alt sistem logic. Pentru logica intuiționistă, care să fie complet, dar cu un anumit tip de semantică. Da? Deci, practic, ce am dat aici este un sistem de deducție natural pentru logica intuiționistă. Acum câteva cuvinte despre logica intuiționistă, așa la nivel conceptual. În principiu, se mai numește și logică constructivistă, în sensul că demonstrațiile în această logică produc exemple și se poate face și matematică în mod constructivist, în care nu o să ai demonstrații aia, cum făceam cel că demonstrează că radical din 2 este irațional și presupui prin absurd că nu este irațional și faci acolo, te uiți la paritatea elementelor care apar în fracție și ajungi la o contradicție și n-ai înțeles nimic ce s-a întâmplat, nu știi nimic de numărul ăla, dar cumva ai fost convins că radical din 2 e irațional. Da? Deci, exemplu, demonstrațiile în logica intuiționistă nu folosesc reducerea la absurd. Și aceste formule, care sunt echivalente între ele, nu sunt adevărate, nu pot fi demonstrate în logica intuiționistă. Da? De exemplu, eliminarea dublei negații sau reducerea la absurd sau această regulă a gelului Pierce. Bun. Și mai mult, în logica intuiționistă, nu se pune problema de adevărat și fals. Deci nu există acest concept. În logica intuiționistă, ci se pune
ideea ce contează este noțiunea de demonstrabilitate. Poți să demonstrezi ceva sau nu, dar nu există, nu pot să spun dacă ceva e adevărat sau fals în logica intuiționistă. Și în logica intuiționistă nu există semantica aceea cu 0 și 1. Deci nu poți să construiești tabele de adevăr în logica intuiționistă. Și asta înseamnă că, evident, această logică are și ea niște semantici, dar nu din astea cu 0 și 1. Și un tip de semantică ar fi cea de tip critică, pentru cine mai știe logică, care, mă rog, apare foarte mult la logici modali, ca tip de semantică. Bun. Și am vrut să fac această discuție pentru a clarifica, să fie un pic mai clare lucrurile, pentru că corespondența Curry-Howard originală a fost, este între sistemul de lambda calcul al lui George, introdus în anii 30, și sistemul de deducție naturală al lui Gensen pentru logică intuiționistă. Da. Bun. E, și acum știm că avem această analogie care merge mult mai departe. Deci ea nu se oprește doar la nivel de logică intuiționistă, ci se deschide o lume extrem de largă în care poți să plin concepte dintr-o parte în alta și să vezi, bun, iau ceva din logică, ce-i corespunde în teoria tipurilor sau invers. Și, de exemplu, cuantificatorilor le corespund tipurile dependent type sau acelei legi a lui Pierce, care era echivalentă cu excluded middle, corespunde operatorul de call-CC sau unei anumite logici modale speciale îi corespund monadele. Acum aici putem să discutăm după prezentare, unii dintre voi știu mai multe de partea aceasta decât știu eu. Ce vreau ca mesaj să spun este că, bun, există acest schimb dintr-un domeniu în altul de concepte și e un domeniu de cercetare, din păcate, în care oamenii fie sunt logiceni, fie lucrează în type theory. Și de-aia schimbul de informație dintr-o parte în alta sau procedeul acesta de a muta un concept dintr-o parte în alta e un pic mai anevoios, dar cred că este nevoie de oameni care știu și un domeniu și celălalt pentru a vedea unui concept ce îi corespunde în partea cealaltă. Și așa că nu e ultimul slide, am aici un progress bar, am ajuns pe la jumătate, dar o să trag un lucru de acum, ca după aia să pot să mă opresc oricând. Primul rând, de ce am vrea să facem tot acest demers? Nu știu, mie, cum am spus, mi se pare fascinant cum lucruri care apar în domenii aparent complet diferite și care au avut motivații complet diferite, de fapt, în esență, sunt același lucru și fac același lucru. Ok, nu mai puneți logicienii așa la perete, nu sunt niște paria care nu au nicio treabă cu ceilalți, deci cumva se vede că domeniile nu sunt chiar depărtate și există, de fapt, putea să spui că chiar nu sunt domenii diferite. Evident, dacă, nu știu, câteodată ești blocat și nu știi ce se întâmplă cu un concept la care te uiți, poți să încerci să te uiți din cealaltă perspectivă și poate, uitându-te din cealaltă perspectivă, ai o intuiție mai bună a ce se întâmplă acolo și ce poți să arăți și ce nu poți să arăți, dar cel mai important cred că ar fi asta, că un sistem de tipuri nu ar trebui să fie o grămadă așa ad hoc de reguli și că ar trebui să corespundă unei formalizări din logică. Bun. Și asta ar fi primele două părți din titlul prezentării. Hai să ne mutăm la a treia parte, la teoria categoriilor. Acum, mă rog, sunt oameni care știu în sală mult mai mult teoria categoriilor decât mine, dar o să încerc să fac lucrurile clar. Acum poate ați aflat, știți de teoria categoriilor, cumva lumea are senzația că e un domeniu foarte abstract, dar el în esență este un domeniu extrem de simplu și, mă rog, am pus acest citat din Bartos, pentru că o categorie este de fapt o colecție de obiecte și o colecție de săgeți. Și aia e. Dar poți să faci foarte multe lucruri și poți să cuprinzi cam cum face Vlad. Îi povestești absolut orice și spune, a, deci e o categorie. Deci, în principiu, cam
orice aveți în minte, probabil puteți să-l priviți ca o categorie. Și ce e important într-o categorie, okay, chiar dacă am obiecte și săgeți, esența a ce se întâmplă acolo e dată de compunerea săgeților. Cum pot să leg săgeți între ele. Și acum, există în literatură diferite moduri de a nota, de a face notații în teoria categoriilor. De exemplu, poți să notezi, să desenezi obiectele cu purceluși și săgețile cu artificii, dar în această prezentare o să rămân old fashion și o să dau o definiție formală a teoriei categoriilor și o să rămân așa. Așa că hai să o digerăm așa ușor. Deci o să spun că, mă rog, am zis că o categorie constă între obiecte și săgeți și compunere între săgeți. Bun. Obiectele o să le notăm civilizat cu A, B, C și așa mai departe. Acum, cum definez săgețile, o să spun că pentru orice două obiecte A și B, deci oricum aș alege două obiecte A și B, definesc o mulțime notată de obicei C de A și B, ca să-ți identifice numele categoriei, de unde pleacă săgeata, unde ajunge săgeata, care este o mulțime de săgeți. Da? Și dacă iau un element din această mulțime, de obicei o notăm așa ca o funcție, dar aș vrea să o gândiți ca o săgeată, nu neapărat ca o funcție. Denisa, deci situația asta de săgeți, practic e o funcție parțială, nu? Adică nu orice argument. Nu, e mulțime adică când nu sunt. Cum? Asta de aici? Da, sau? Deci acolo primește două argumente A și B, da? E da. Obiectul sursă și țintă, nu? Și țintă. Și e posibil să nu-ți dea unea rău, nu? Nu, îți dă mulțimea sau vidă sau mulțimea de săgeți. Stai, cred că... O mulțime de funcții. Îți dă o mulțime de funcții. Poți să am o funcție, poți să am 5 funcții de la A la B, poți să am 10, dar poți să n-am nicio funcție, cum zice și Fadu. Okay. Da? Deci... Cred că am întrebat dacă s-ar nu funcții parțiale de la A la B, ați spus și nu. Da, e nu pentru că e mulțimea mică. Obiectele A și B sunt funcții în sensul matematic. Dacă e categoria funcțiilor parțiale... Bun, da. Ideea, cred că răspunsul ar trebui să fie un pic... Adrian, poți să mă corectez, dar trebuie să fie un pic și altfel. Cred că nu poți să spui problema asta de parțialitate. Poți să-mi pun parțialitate, poate în sensul că nu am, nu știu, toate funcții, toate săgețile de la A la B, dar eu vorbesc doar de o săgeată, care nu o să fie neapărat o funcție. Asta cred că e important în teoria categoriilor. Săgețile să nu le gândesc neapărat ca funcții. Și atunci dacă o să avem un exemplu în care o săgeată o să fie un element. Și eu nu pot să-mi pun problema despre un element, o să-ți atrag atenția undeva, dacă un element e parțial sau nu. Dar ideea e că nu știu despre mulțimea asta cât de mare e. Nu știu câte elemente are. Poate nici să nu fie mulțimea de fapt. Poate să... Dar și atunci poate să fie. Să fie o clasă. Da. Ok. Poate să fie o clasă proprie. Dar momentan, hai să o luăm că iau o colecție de săgeți care mă duc din A în B. Okay. Dar hai să le gândim ca săgeți. Okay. Bun. Și atunci ce pot să fac în compunere? Zic așa, dacă îți iau o săgeată de la A la B, îți iau o săgeată de la B la C, eu pot să obțin, și avem un desen, deci îți iau o săgeată de la A la B, îți iau o săgeată de la B la C, și eu pot să-ți compun aceste două săgeți. Pot să-ți dau o altă săgeată care merge de la A la C. Asta se numește compunerea a două săgeți. În plus, am mințit un pic, o categorie mai are niște elemente, mai are o identitate. Și anume că pentru orice obiect A, am o săgeată specială, o notăm cu identitate de A, am o săgeată specială de la A la A. Despre care nu știu neapărat foarte multe lucruri. În schimb, am aceste două axiome. V-am zis că e formal slide-ul, dar sper să fie mai ok. Am aceste două axiome care, în esență, îmi spun așa. Dacă eu vă dau trei săgeți, A, B, F, G și H, și observați că B-ul de aici corespunde cu B-ul de aici și C-ul de aici cu C-ul de aici. Deci eu pot să compun, conform definiției de sus, pot să-l compun pe F cu G, pot să-l compun și pe G cu H și după aia rezultatul dintre G și H, de exemplu, să-l compun cu F sau dacă îl compun pe F cu G, rezultatul pot să-l compun cu H, dacă țintele îmi corespund. Și morala ce spune axioma asta, care s-ar traduce ca
asociativitatea compunerii îmi spune că nu mă interesează ordinea în care fac această compunere. Deci fie întâi compun ăsta cu ăsta și după aia îl compun cu ăsta. Da? Compun ăsta cu ăsta și după aia cu ăsta. Fie compun ăsta cu ăsta și după aia îl compun cu ăsta. Ok? În sensul că numai, dacă eu pot să compun, dacă am o alegere de făcut la compunere, nu mă interesează ce aleg întâi, că o să ajung la aceeași informație. Asta e prima acțiune. Da? Care are grijă de, dacă ajung într-un deadlock cu punerea, ce pot să fac. Iar cealaltă axiomă îmi spune că, ok, uitați-vă la F-ul acesta care merge din A în B. Și uitați, nu uitați că pentru fiecare obiect, deci pentru A și pentru B, iau câte o identitate. Da, asta de aici. Și regula asta de aici îmi spune că dacă eu compun acest F cu săgeata identitate de la A la A, obțin același lucru, sau dacă compun aceeași săgeată cu identitatea lui B, da, mai fac încă o săgeată plus, nu obțin nimic în plus, rămân cu același F. Da? Deci cumva asta îmi spune, de asta, asta se numește identitate, că e identitate pentru cuponere. Ok? Asta ar fi slide-ul cu definiția categoriei. Hai să uităm la niște exemple. Bun, poate cel mai standard exemplu sau cumva l-am pus pe slide-ul tocmai că dacă aveți intuiția cu funcții să rămâneți cu ea, că e ok. Cea mai cunoscută, poate, categorie ar fi cea set a mulțimilor, în care obiectele sunt mulțimi, săgețile sunt chiar funcții, compunerea săgeților o să fie compunerea de funcții, care o învățăm în școală, și evident, pentru orice mulțime A, eu pot să am funcția identitate, care îmi duce un element A în. Și dacă vă aduceți aminte din școală, ok, am învățat că compunerea de funcție asociativă și că are element neutru identitate. Mă rog, deși axiomele sunt ok. Hai să luăm un pic alte exemple. Și aș vrea să vă reamintesc că au mai fost prezentări despre monoizi la acest meetup. Vă reamintesc conceptul de monoid, în care e doar o mulțime înzestrată cu o operație binară, despre care știm că este asociativă și care în plus mai are un element special din această mulțime, un E, care este identitatea pentru operația binară. Da? Acum, deși acesta e un exemplu, un concept extrem de simplu, apare în foarte multe zone, în afară de faptul că tot ce învățăm ca aritmetică este un monoid de la adunare și mulțimele și așa mai departe, dar apare și în informatică în foarte multe domenii și, cum am zis, am văzut și prin programare funcțională de unde apare în tocul precedent. Păi bun, și atunci de ce putem să facem între monoizi și categorii? Păi, în primul rând, putem să ne uităm la clasa, la categoria tuturor monoizilor. Deci pot să iau, cum am făcut cu mulțimi mai devreme, acum pot să fac monoizi. Pot să iau ca obiect, în loc să iau mulțimi, pot să iau monoizi. Da? Deci acum un obiect o să fie un monoid. Atunci, când vreau să definesc o săgeată, trebuie să am o săgeată de la un monoid la un monoid și o să luăm morfisme de monoizi, care, nu știu dacă vă amintiți, sunt niște funcții care au grijă de relația de monoid din fiecare monoid, să spun așa, informal. Și compun, fiind morfismul de monoid, fiind funcție, evident, se pot compune, asta o să fie compunerea, și fiind funcție, pot să iau și funcția identitate. Da? Important aici e că obiectele sunt monoizi. Da? Un exemplu? Da. Să dăm un exemplu de morfism de monoid? Da, sigur, dacă te duci din monoidul adunare, te duci în monoid, deci am numerele naturale cu plus și zero, și vreau să mă duc în monoidul tot de numere naturale, să zic, cu un mulțit și un. Și eu pot să duc număr natural într-un număr natural, nu mă interesează. Definesc o funcție de la natural la natural. Dar în plus vreau să-i spun că, ok, vezi că dacă tu erai în ăsta de aici și l-adun pe 2 plus 3, da? Deci dacă aș scrie f de 2 plus 3, ăsta vreau să-mi dea ce mi-ar fi dat dacă întâi îl duceam pe 2 în partea cealaltă, după aia îl duceam pe 3 în partea cealaltă și făceam operația acolo. Deci ar trebui să-mi spună f de 2 ori f de 3. Asta înseamnă că îți mută operația de monoid din partea stângă în ceva corespunzător
te duce în operația de modeling din partea dreaptă. Și o să vreau să-mi spună că eu, elementul de neutru de aici o să-mi corespundă cu elementul de neutru din partea cealaltă. Adică că f de 0 trebuie să se ducă neapărat în 1. Ok? Cam asta ar fi intuiție. Bun. Dar hai să ne uităm la o categorie. Ce nu? Alt exemplu, așa. Puteți să vă gândiți la orice fold, dacă sunteți familiari cu ce fold. Foldul este un morfism de monoism. Practic, ce îți face, îți spune că cum transformi elementele și spui că operația se duce exact cum îl depărâi de la monoism. De mulțim, zic mulțim. Monoidul e neapărat o mulțime, ca așa e definit. Are o mulțime, o operație și un element neutru. Deci, un morfism dintre doi monoizi nu poate decât să ducă o mulțime într-o altă mulțime, o operație în altă operație și un element neutru în altă element neutru. Deci, în definiție, nu poate exista un exemplu care bine, să mai aibă o mulțime. Poți să ai o mulțime de perechi și după aia o duci pe aia în alt monoid, dar esența e că e o mulțime. Deci, un monoid e o mulțime înzestrată cu ceva. Poate și să duci... cu operația în operație. Exact. Și elementul neutru în elementul neutru. Exact, exact. Dar un alt exemplu mai neortodox de categorie ar fi următor. Deci noi mai devreme am văzut categoria în care am văzut obiect, fiecare obiect era un monoid. Dar acum eu vreau să vă arăt că pot să văd orice monoid ca o categorie. Da? Și aici intuiția aia de că săgeata e o funcție nu mai funcționează. Deci eu pot să văd un monoid ca o categorie în care cum pot să fac? Păi, o să am un singur obiect pe care pot să-l notez cu ce vreau eu. Eu l-am notat cu box. Deci am un singur obiect. Da. Nu. Nu mă interesează cât de mare e mulțimea din monoid. Eu iau tot un singur obiect. Și apoi săgețile în această categorie o să fie elementele monoidului. Dacă vă aduceți aminte, când vreau să definez săgețile, eu trebuia să iau două obiecte, A și B, și le notam cu C de A, B, și asta era mulțimea săgeților. Și mă întrebai dacă e parțială sau și așa mai departe. Aici, din cauza că eu am un singur obiect, acest box, eu trebuie să definez, noi am notat categoria cu M, trebuie să definez M de box-box și trebuie să o definez ca o mulțime. Am zis că când pun toate săgețile, mă, pun săgețile la oral, dam o colecție și am văzut-o ca o mulțime. Și o să spun că această mulțime este chiar M. Și acum ce trebuie să fac pentru compunere? Compunerea ce-mi face? Compunerea mea două săgeți și două săgeate din cele două săgeți. Și în cazul acesta compunerea o să fie operația de monoid. În care iau două săgeți, adică două elemente din monoid și le compun și obțin un monoid. Un element din monoid, adică o altă săgeată. Și mai mult, îmi trebuie pentru acest obiect, îmi trebuie o identitate. Da? Asta era următoarea cerință, să am o identitate pentru orice obiect. Și în cazul acesta o să iau obiectul E. Și ce e frumos la această categorie e că acestea, gri mai deschise, erau axiomele din definiția categoriei și, de exemplu, trebuia compunerea să fie asociativă. Păi și în cazul nostru acum, compunerea e chiar operația de monoid, care prin definiție este asociativă. Și ceva similar se întâmplă cu identitatea. Da. Doar un pic observație, da. Pedantă. Deci acolo unde ai spus că săgețile trebuie să fie mulțimea subiacentă monoidului, practic asta înseamnă că obiectele și săgețile sunt mulțimi, ceea ce înseamnă că identitatea ar trebui privită ca singleton, orice trebuie doar din... Corect. Ok, corect. Mulțime. Aici ar trebui să fie ca... Ok, da, mersi cu observația, o să corectez. Bun. Dar acum hai să... Asta au fost exemple de categorie, așa, și să stric intuiția că o săgeată e o funcție. Bun. Și hai să ne îndreptăm la ce... la obiectul nostru. Vrem să ajungem a treia parte din titlul la corespondența care e ca o... Bun. Și acum putem să ne uităm într-o categorie la... diferite obiecte speciale. Anume pot să spun că într-o categorie C, un anumit obiect se numește terminal dacă găsesc pentru orice alt obiect A, găsesc o unică săgeată de la acel
obiect A în acest step. Deci, practic, există eu un obiect aici special și pentru orice alt obiect găsesc câte o unică săgeată către acest individ. Da? Și, în teoria categoriilor, lucrurile merg tot timpul și dual și în oglindă, în care întorci săgețile și dualul noțiunii determinare e cea de inițial, adică spun că un obiect se numește inițial, dacă pentru orice alt obiect A există o săgeată de data aceasta de la obiectul inițial către acest obiect A, săgeata invers. Bun, dar de ce dau această proprietate? Hai să ne întoarcem un pic la logică. Am dat o regulă care mi introducea un și. Îmi spunea că dacă eu știu să-l demonstrez pe A și știu să-l demonstrez pe B, demonstrez A și B. Și v-am spus că eu când am făcut prezentarea aceasta am încercat să pun cât mai puțină informație, sau mă rog, informația vitală din perspectiva mea, pentru această prezentare. Dar în mod normal, dacă vă uitați în alte materiale, o să observați și în type theory se folosește notația aceasta foarte mult în cărți, de obicei apare și un gamma peste tot. Și regula aceasta ar trebui gândită așa, dacă eu reușesc să-l demonstrez pe A din niște ipoteze gamma și reușesc să-l demonstrez pe B din niște ipoteze gamma, atunci eu pot să-l demonstrez pe A și B din ipotezele gamma. Deci pot să fac deducție din ipotezele gamma. Iar ce fac aici corespunde cazului în care acest gamma este mulțimea fidă, eu n-am presupus nimic ca să-l obțin pe A și pe B, sau, cu alte cuvinte, pot să demonstrez din true. E ca și cum aici aș pune în loc de gamma să pun true. Deci trebuie să fie ceva care e tot timpul adevărat. Și atunci, acum putem să începem să ne îndreptăm spre echivalență. Deci pot să iau în momentul acesta iau o categorie C care are un obiect terminal T. Și o să am următoarele interpretări. O să interpretez propozițiile care erau tipuri în type theory. O să interpretez propozițiile din logică ca obiecte în această categorie, ca obiecte. Și în și mai mult, o să interpretez true-ul, formula, propoziția care e tot timpul adevărată, ca obiectul terminal în această categorie T. Apoi, dacă eu reușesc să dau o demonstrație pentru A, ceea ce în teoria tipurilor corespundea faptului că am un termen de tipul respectiv, deci dacă am o demonstrație pentru A, asta o să gândesc ca o săgeată de la obiectul terminal în A. Și dacă reușeam să demonstrez exemplu A din presupunerile B, asta era ceva ce făceam când introduceam implicația, dacă vă dați seama, asta o să o gândesc ca o săgeată de la B la A. Deci o săgeată de la presupuneri la ce ajung să demonstrez. Da? Și de asta avem nevoie de obiectul terminal, din cauza că aici n-am luat nicio presupunere, și atunci, practic, chestia asta de aici o să fie un obiect intern. Hai să ne uităm, hai să vedem acum o proprietate în plus a categoriei sau a obiectelor dintr-o categorie și anume cea de produs. Hai să luăm un pic încet. Dacă iau două obiecte, A și B, într-o categorie, da, o să spun că un alt obiect pe care o să-l notez A, B, dar important este să reține că e un alt obiect din această categorie, împreună cu două săgeți, notate P1 și P2, în care P1 se duce către A și P2 se duce către B. Acest triplet, da, format dintr-un obiect și două săgeți, se numește produs al obiectelor A și B, dacă am o anumită proprietate. Dar hai să ne uităm la diagram. Deci, eu spun că partea asta de aici, P1 și P2, acest triplet se numește produs pentru A și B, dacă oricum aș alege un alt obiect C, poate fi orice, și oricum aș alege o săgeată F și o săgeată G, F se duce către A și G se duce către B, reușesc să arăt că există o unică săgeată, de asta punctată, o unică săgeată de la C la A ori B. Asta ar fi definiția produsului. Da? Deci oricum îl aleg pe C și oricum aleg cele două funcții F și G, știu că există această unică săgeată de la C în produs. Și acum hai să vedem ce facem cu informația aceasta. Păi hai să luăm o categorie care are un obiect terminal T și produse de obiecte. Da?
Și hai să luăm două obiecte A și B din această categorie. Și acum pe post de C-ul acela de pe slide-ul percepent, aleg să iau acest T, care e obiectul terminal din categorie. Da? Și practic eu ce pot să fac? Păi observ că din definiția produsului, dacă îmi dai o săgeată de la T la A, F, și îmi dai o săgeată G de la T la B, eu pot să-ți dau o săgeată de la T la A ori B. Asta era definiția produsului. Da. O întrebare mult mai elementară. Care sunt obiectele dintr-o categorie? Am nicio intuiție legătură cu asta. Depinde de categorie. Deci important e doar... Ați văzut, în exemplu acela cu set, erau mulțimi. În exemplu cu, în care puneam toți monoizii, obiectele erau monoizi. Dar în exemplu cu, în care vedeam un monoid ca o categorie, aveam un singur obiect pe care îl notam puțin. Deci contează foarte mult de la categorie la categorie. Ce e important e doar să știi că există obiectele și că ai săgețile între ele. Știți care e principalul obstacol? Teoria categoriilor e punctul în care intuițiile celor care mai slab de minte ca mine, și nu sunt singurul model, încetează să mai aibă o intuiție în legătură cu matematica, din păcate. E un punct mare de continuare. Știu că e greu să faci traseul înapoi după ce ți se pare evident. Vă puteți gândi la categorie cu sensul de dicționar, adică o etichetă care se pune pe o clasă mai largă de obiecte. Obiectele care se înscriu în acea etichetă sunt obiectele din categoria respectivă, cum mai spune, să spun, de instrumentele de bucătărie. Asta ar fi o categorie, iar obiectele sunt instanțe ale acestui nume, să spun așa. Și funcțiile atunci, săgețile cine sunt? Nu, care sunt obiectele. La săgeți nu mai știu. În momentul respectiv, adică cum a spus Denisa, dacă vă gândiți la categoria mulțimilor, deci cu eticheta de mulțim, cine se încadrează? Devine mulțimile. Și atunci nu știți ce care sunt săgeți. Dar ce este chestia? Dar mi-a lipsit și a lipsit în general, pentru că am văzut 1000 de teorii pe tema asta, un mod de a construi. Intuiția asta cumva se construiește. E un proces. Dând pe capul de perete, unul, se construiește. Nu. Cred că dacă fiecare ar încerca să, nu știu, să-ți construiești o categorie cu un obiect și să vedeți de ce ai nevoie ca să... Bun, ai nevoie de o identitate și ce faci după aia. După aia ții două obiecte, dar care sunt... Asta, cum am spus de la început, sunt... Un exemplu foarte... Un exemplu foarte simplu, cred că e, dacă e categorie în toate numerele naturale, să spunem, și săgețile ar fi operația mai mare sau egală. Da? Și atunci e săgeată 1 e mai mare sau egal decât 0 și mai departe. Și atunci poți să treci toate săgețile astea. Este între oricare două... Da, pe știință comparăm oricare. Nu trebuie să fie. În cazul ăsta știm să tragem săgeți între oricare două obiecte în care... Că, de exemplu, dacă avem mai mare sau egal, între 1 și 2 nu o să fie o săgeată, că 1 nu e mai mare sau egal decât 2. Deci o să fie doar de la, nu știu, dacă vrem să notăm o săgeată cu infinit, poate de la aia o să fie o săgeată către orice altceva. Dar în rest nu o să, poate la obiect terminal și dacă luăm de la 0 în sus... Nu trebuie să fie între... Nu trebuie să fie între toate. Asta nu, niciun lucru să... Alegi săgeța. Da, depinde de categorie. Alegi tu o categorie care te ajută. De exemplu, alegi niște obiecte. Hai să continuăm cu asta. Putem să continuăm. Cum a fost disclaimer-ul la începutul tot. A zis că nu intru în detalii și probabil nu o să învățați. Da, dar e foarte... Dar putem să mai discutăm după să mai Mi se pare că categoria asta are un pic de structură în obiecte, adică amesteci cumva A, B și produse de A și B. Deci mi se pare că dai un pic de structură obiectelor. Da, deci o categorie care, despre care știu că are un obiect terminal, adică știu că are un obiect către care toate celelalte obiecte au săgeată. Deci știu asta, cer asta. Și mai mult știu că oricum aleg două obiecte de acolo, există un alt obiect care se comportă ca produs pentru cele două obiecte. Pentru pe care îi pun și o etichetă, îl numesc A ori B. Deci nu mai sunt doar obiecte, sunt... poți să vezi un pic în obiect, ca să zic așa, nu? Pentru că... Nu, poți să... Da, sau poți să vezi... Să știi un pic mai mult despre anumite obiecte. Adică de exemplu, ăsta care e un obiect produs. Ok, da, asta știu ceva mai mult despre obiectul ăsta. Nu mai e chiar... Ok.
De fapt, cred că este suficient să presupunem obiectul terminal, pentru că dacă o categorie are obiect terminal, atunci poate arăta că există produs binar pentru oricare două da. Obiecte. De acord, dar am zis să fac o prezentare da. Mai... Nu, adică prin asta, prin asta am vrut să simplific, de fapt. Nu e obligatoriu să ne gândim cum se construiește obiectul produs. Pentru că el există implicat de existența obiectului terminal. Tot la nu înțeleg care e relevanța obiectului terminal aici. De ce e terminal? Ok, asta a fost acest slide. În care i-am spus că în logică, de exemplu, aveam regula asta pentru introducerea șiului și spuneam că îl demonstrez pe A. Dar eu nu presupun că nu îl demonstrez din nimic, din nicio ipoteză, da? Față de cum se întâmpla aici în care aveam un gam. Și ideea e că în corespondența, când vreau să ajung la partea de Lambek, pentru demonstrații o să vreau să am săgeți. Asta o să fie corespondența. Și atunci, din cauza că eu trebuie să formez o săgeată, trebuie să o duc de la ceva. Săgețile trebuie să aibă o țintă, să aibă un punct de plecare, o sursă și o țintă. Și atunci, eu dacă nu îmi iau ceva aici care să-mi țină loc de sursă, eu nu am cum să vorbesc de o săgeată. Dar intuiția și de ce unde o să ajung mai departe este asta, că o demonstrație a lui A o să fie o săgeată. Și din cauza că am nevoie de o săgeată, trebuie să plece din ceva, să ajungă în ceva. În cazul acesta simplu, cum am luat doar A, îl iau true. Și ăsta e obiectul terminal. Deci, obiectul terminal dintr-o categorie o să corespundă adevăr, true. Dacă eu aveam demonstrații din niște ipoteze gamma, puteam să le pun pe ele aici, ca sursă. De asta apare obiectul terminal. Ah, ok. Chiar mă întrebam care e diferența de adică de notație. La A și B nu apare treaba cu... De aceea știți numai că în stânga se aplică gamma fiind... Gamma e mulțimea vidă. Ok. Bun, și atunci hai să ne întoarcem la ce vedeam aici, în care eu puneam aici obiectul terminal. Și spuneam că, bun, dacă îmi dați două săgeți, o săgeată de la T în A și o săgeată de la T în B, din cauza că am proprietatea asta a produsului, eu pot să fac rost de această săgeată de la T în A ori B. Sau similar, dacă îmi dai o săgeată de la T într-un produs, de la T la A ori B, adică îmi dai săgeata asta, eu pot să-ți dau o altă săgeată care merge de la T în A. Cum? Păi o iau pe drumul ăsta. Deci eu din definiția produsului știu acest fi 1. Îmi dai săgeata asta, eu pot să ți le compun, că mi se leagă sursele și țintele, și atunci obțin o săgeată de la T în A. Cred că e o mică greșeală. Era F, C acolo, la concluzie. Deci F-ul este de la T în A, care e pi-1 compus cu tuplu F. Pardon, da, mersi. Aici trebuie să fie tuplu. Deci vreau, da, aici trebuie să iau tot tuplul ăsta, îl compun cu P1 și obțin F. Da? Mulțumesc. Aici e un typo. Da? Deci aici, în loc de F, trebuie să fie tot tuplul acesta. Practic, am zis în descriere, iau săgeata asta și o compun cu săgeata asta și obțin săgeata. Și ceva similar și același typo și aici, când le compun pe astea două, obțin o săgeată de la altă. Și iar, eu sper să observați legătura cu ce am văzut până acum. Acum putem să le punem la oaltă. Deci ce am văzut pentru produs, în teoria tipurilor, ce am văzut pentru și, în deducție naturală, și acum ce vedem pentru, mă rog, produs, în teoria categoriei. Da? Și cumva, cum am spus mai devreme, o demonstrație pentru A, în teoria categoriilor, o să corespundă unei săgeți de la terminal în acel obiect. Și acum mai am un slide, dar care cumva era pregătit că o să sar peste el, de-aia am făcut concluziile mai devreme. Ok, hai să ne uităm un pic aici. Deci am arătat că tipurilor corespund propoziții în logică și corespund obiecte într-o categorie specială. Termenilor din teoria tipurilor corespund demonstrații în logică, iar în teoria categoriilor corespund săgeți. Faptul că, mă rog, tipului unitate, unit type, corespunde adevărului din logică, care corespunde obiectului terminal din categoria pe care,
la care mă uit. Și atunci, faptul că un tip, că există un termen de un anumit tip, înseamnă în logică că găsesc o demonstrație pentru propoziția respectivă, care în teoria categoriilor o să spună că găsesc o săgeată de la A. Și am văzut că tipul produs, care corespunde în logică conjuncției, în teoria categoriilor o să corespundă produsului de obiecte, și putem să ducem mai departe această echivalență. Am văzut partea asta că tipului sumă corespunde disjuncția sau sabul în logică și în teoria categoriilor o să corespundă noțiunii duale de produs, care e cea de coprodus, dar aici n-am discutat de partea asta. Tipului void o să corespundă fals, cum am spus, și în teoria categoriilor o să corespundă dualul obiectului terminal, și anume obiectul inițial. Și a rămas aici un rând necompletat, care e ce se întâmplă cu tipul funcție, care corespunde implicației, și aici o să corespundă unui obiect special, dar prefer să las pentru, o să punem materialele la dispoziție și o să prefer să vă las să citiți. Am încercat să fac slide-urile destul de citibile, să zic așa, dar cred că mai bine asta, aici o să ajung. Cred că suntem toți după serviciu, mai bine citim. Dacă aveți întrebări după aia, puteți să-mi scrieți și pe mail și o să răspund. Asta e final, asta era imaginea la care am pronuncit, în care sunt cele trei corespondențe și ce corespunde fiecărui element în cele trei domenii. Aici e cu stăriță. Ok. Asta ar fi imaginea de ansamblu. Mulțumesc că ați venit. Mulțumim, Denisa, pentru prezentare. Înainte să încheiem, așa, ziceam că mai am o chestie care vreau să...